David și să-i spun că primul motiv pentru care am intrat în cursa asta a fost disperarea, alături de revoltă. Disperarea că mergem înapoi, revolta că mergem înapoi și aici sunt. Da, și eu, la fel, același. Ai ghicit asta, ai știut. Eu sper să aveți și curajul, pentru că eu nu mă... Nu de curaj, e vorba. Nu, dar nu mă dau bătut. În niciun caz, niciodată. Eu perseverez, suntem nații. Suntem frați? Da. Suntem frați? Așa sunt tineri. Și să nu cedați. Mulțumesc. Fără voi și susținerea voastră. Suntem. Aici am învățat să râd. M-a criticat. Florin Tudose m-a criticat că nu râd. Și a zis că oamenii care nu zâmbesc nici nu sunt iubiți de popor și nu vor câștiga nicio alegere. Aici sunt și câțiva care fac diferență. Nu numai partea odioasă, e și capă corabia lui Noe. Există și sămânța celor care pot regenera aici. Chiar dacă contextul e oarecum punitiv. Iar unii zâmbesc ca să facă publicitate la pasăre în dinți. Tu ești la undeva la o televiziune? Da, la două. La Digi, la 11 încep. Jumate cu cine? Cu sigur că am spus că se cam anulează. E sigur că se cam anulează ce program ați de obicei. Că nu se anulează? Realitatea și ProTV au anulat. Și dezbaterea, bine că nu s-a făcut în 14, pentru că erau, ar fi fost un bălci ar fost în 14, ceea ce ar fi vrut chiar el. El nu vrea o dezbatere bună, un sfat. Bine, să vorbim despre noi, lăsați-ne. Exact. Despre noi buni, frumoși, normali. Altfel. Tu trebuie să...